Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Probabil că unii dintre dumneavoastră știți, o bună parte a burselor s-au prăbușit, s-au clătinat puternic în ultimele zile, începând de vinerea cealaltă. Săptămâna trecută au fost oameni care au pierdut chiar și 5 miliarde de dolari pe bursă, Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume. În fine, poate pentru mulți dintre ascultători bursele nu înseamnă nimic și toate pierderile astea nu înseamnă nimic. Dar, la un moment dat, toate acestea se răsfrâng și asupra leuțului nostru, cel de toate zilele, probabil, nu știm, deocamdată nu s-au răsfrânt aceste valuri. Stăm de vorbă cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Mai întâi, care este mecanismul burselor? Ce este o bursă? Cum funcționează? Pentru ascultătorii care nu sunt familiarizați cu chestiile acestea economice. Deci vă mulțumesc pentru această întrebare și vă mulțumesc și pentru provocarea care mi-o dat să explic o chestie de două semestre în 5 minute. Bursa foarte simplu. Bună, e bună. Da, foarte simplu spus, este o piață în care se tranzacționează acțiuni. Acțiunile reprezintă componente a unei firme. Foarte multă lume are impresia că firma are un singur patron. Cele mai multe multinaționale ale lumii sunt de fapt împărțite pe acțiuni, care înseamnă părți sociale a unei firme și părțile respectivele sunt vândute și sunt cumpărate. Mai departe, sunt datorii fie a firmelor, fie a guvernelor care sunt tranzacționate în ceea ce se numesc bonduri. Bursele de regulă sunt împărțite în două tipuri. Primul este ceea ce înseamnă bursa primară, unde se fac o oferta inițială, și după aceea bursa secundară. Cea care contează este bursa secundară, unde oamenii tranzacționează aceste acțiuni, aceste părți sociale din firmă, și pe baza acestor tranzacții se determină valoarea unei firme, că aici este partea interesantă. Cel mai mulți oameni bogați a acestei lumi nu au bani în bancă. Aici iarăși oamenii cred că au undeva, Warren Buffett are nu știu câte miliarde în bancă. Nu i-are în bancă. El de fapt i-are. Are cifre. Exact, este proprietar a unor acțiuni, a unor firme din toată lumea. Și grație tehnologiei și a internetului, eu pot să cumpăr acțiuni dintr-o firmă din China, din firmă din Australia, nu mai contează de unde. Totul este făcut într-un mod electronic. Ce s-a întâmplat de fapt? Probabil că mulți se întreabă, se repetă criza din 2008-2011, deci au căzut foarte puternic bursa de la New York în special și apoi și bursele asiatice. În Europa mai puțin s-a resimțit. Dar corect. Care este mecanismul? Ce se întâmplă de fapt de se prăbușesc bursele și de ce ajung aceste valuri să-l afecteze pe omul de rând? Iarăși o foarte bună întrebare. În esență, bursele sunt susținute de încrederea pe care investitorii o au vis-a-vis de viitor. Acum, personal nu cred că anul 2018 va avea o criză gen anul 2008-2009. Spuneați de încredere, da. E ceva gen Caritas, unde este vorba doar de încredere, nu de ceva real? Nu. Deci o mare distinție. Deci când vorbim despre Caritas, Caritas nu are absolut nimic. Când vorbim despre bursele serioase, fie din Europa, fie din America sau din Asia, toate au la bază activele unor firme. Și în esență o firmă este atât de valoroasă cât veniturile pe care ea le are. So, de exemplu, hai să luăm cea mai valoroasă firmă de pe fața pământului, firma Apple. Când cineva investește în Apple, de fapt, ceea ce face persoana respectivă, cumpără o parte din activele pe care firma respectivă le are, dar mai important de atât, cumpără o participare la veniturile acestei firme pe viitor. Când vorbim despre ceva ca și Caritas sau orice alt fel de schemă din asta ilegală sau neetică, piramidală, respectivele nu au nimic la bază. Sau ca să folosesc un exemplu pe care cred că ascultătorii noștri îl cunosc, este exemplul loteriei. Deci în momentul când cineva zice că investește la loterie, ca el să câștige, și probabilitatea este unul din nu știu câte milioane, toți ceilalți trebuie să piardă. Deci ideea este că toți ceilalți care au cumpărat un bilet la loto trebuie să-și piardă investiția, cu ghilimele de rigoare, ca unul singur să câștige. Când vorbim de bursă, în momentul când eu dau niște bani unei firme, fie că se numește Apple, fie că se numește OMV sau orice altă firmă de pe fața pământului, firma respectivă multiplică banii mei. Deci cu banii pe care eu îi dau, cumpără mai multe active, investește în marketing, investește în produse noi și produsele respective sunt vândute. Și aici este cuvântul cheie. Sunt vândute unor clienți reali care, bineînțeles, generează profit și profitul se poate transforma în dividende pentru mine și toți ceilalți acționari.
Deci se repetă criza din 2008-2011? Nu, nu cred că se va repeta criza aceea, pentru că criza din 2008-2011 a fost una foarte drastică, dar cred că în următoarea perioadă s-ar putea să avem o ușoară contracție a economiei. Și iarăși, ca să revin la motivul principal pentru care am avut prăbușirea săptămâna trecută, este lipsa încrederii. Deci tot mai mulți investitori, uitându-se la firmele pe care le tranzacționează, au spus, mai firmele astea sunt valorificate prea mult. Și aici este o chestie pe care e foarte important ascultătorii noștri să înțeleagă. Valoarea unei firme nu este o valoare absolută. Deci nu e o valoare contabilă în care eu mă uit la activele ei și mă uit la toate celelalte posesiuni ale ei, ci valoarea unei firme care este tranzacționată pe bursă este determinată de prețul pe care cumpărătorul e dispus să plătească pentru ea. Și prețul acela este un preț foarte dinamic, este foarte volatil. Deci nu există o chestie fixă, se schimbă nu doar zilnic, în timpul zilei se schimbă de 2-3 ori. Ei, ca urmare, ce cred că s-a întâmplat săptămâna trecută a fost o ușoară corectare. Pentru că dat fiind anul 2017, în special în Statele Unite, care e situația pe care o cunosc mai bine, dar și în Asia, a fost o supra-încredere. Deci foarte mulți investitori au investit enorm de mult înainte de sărbătorile de iarnă din 2017 și cred că ce s-a întâmplat săptămâna trecută a fost o corectare la un nivel un picuț mai normal. A doua componentă pe care o avem la ora actuală și atât pe bursele globale este faptul că avem tranzacționate foarte multe firme de tehnologie. Și firmele de tehnologie, dacă stăm să ne gândim, sunt niște firme foarte tinere. Avem, nu știu, 30-40 de ani de experiență cu ele și ca urmare multe dintre ele încă nu știm cum să le evaluăm. Luăm de exemplu firma Facebook sau Uber, alte firme de tehnologie care sunt relativ tinere. În alte cuvinte, nu au un istoric, nu au o tradiție și încă nu avem un model economic financiar consacrat prin care să le evaluăm și să spunem, știm exact care este valoarea firmei respective, știm exact care este formula de succes, ca urmare știm care ar trebui să fie prețul acțiunii respective. Deci cred că ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Statele Unite și în Asia este faptul că ai aceste firme de tehnologii care încă trec printr-un proces dinamic de evaluare în care comunitatea investitorilor nu au încă o formulă consacrată pentru a le evalua. Cum sunt interconectate toate aceste firme între ele? Văd că în Europa nu s-au prăbușit foarte rău bursele, euro nu a fluctuat foarte puternic și nici leul. Care este legătura între ele? Cum se influențează reciproc? Deci, legătura primordială între toate firmele care sunt tranzacționate pe bursă sunt fondurile de investiție care investesc. De exemplu, eu ca și investitor personal am o sumă mult prea mică ca să investesc pe bursă. Mai mult de atâta, am foarte puțină expertiză. Eu personal nu am timp să stau dimineața până seara și să urmăresc, să tranzacționez și așa mai departe. Dacă există aceste bănci de investiții, aceste intermediari, și intermediarii sunt niște oameni care adună la oaltă banii de la toți investitorii. Și sunt investitori individuali ca și mine, sunt investitori instituționali și de fapt aia sunt importanți. Probabil că ar trebui ascultătorii noștri să știe chestia asta. Cei mai mulți bani care sunt investiți pe burse sunt fondurile de pensii și fonduri de asigurări. Deci acestea sunt niște firme care colectează bani și când vorbim despre bani, vorbim despre miliarde de bani și acești investitori instituționali sunt cei care de fapt cumpără acțiunile pe bursă. Tocmai de aceea se spune că ei gestionează un portofoliu. Asta înseamnă că în portofoliul lor au acțiuni și din Facebook, au acțiuni și din Uber, au acțiuni și din fiecare firmă. Și ca urmare, punctul cheie este încrederea managerului portofoliului. Deci dacă managerul respectiv spunea, ok, nu mai am încredere în firmele astea sau în sectorul respectiv, dintr-o dată se apucă și vinde foarte multe dintre acțiunile respective și ca urmare, toate sunt afectate și este o cădere a bursei. Deci aici este interconectarea. Interconectarea este decidentul, persoana care de fapt face hotărârea cât bani vor fi investiți în firmele respective și bineînțeles care este prețul acțiunilor la care vor fi investiți.
Pentru că ați ajuns la decident, credeți că are legătură criza din care a început vinerea cealaltă în Statele Unite cu schimbarea președintelui Fed, Rezervei Naționale a Statelor Unite? Cu siguranță, cu siguranță, da. Exact asta spun. Deci este vorba de o reajustare și, din nou, când se schimbă președintele Fed-ului, cum ar fi guvernatorul băncii, dintr-o dată investitorii au o ușoară un resentiment e cum prea greu de spus, au o ușoară neliniște și spun ok, nu știm ce se va întâmpla, nu știm cine îi va lua locul, ca urmare nu mai avem încrederea pe care am avut-o până acum în a investi în anumite lucruri și a le evalua. Deci aici cred că e mult mai important decât ce investești, este cum le evaluezi. Mă uit la acțiunile unei firme și eu hotăresc care este valoarea lor. Eu hotăresc că, de fapt, o acțiune de IBM costă $130 pe acțiune. Și dacă nu mai am încredere în ce se întâmplă la IBM, ce se întâmplă în spațiul de tehnologie american, spun ok, eu nu cred că valorează $130 o acțiune, ca urmare de asta plătesc doar 120 sau doar 100. Și dintr-o dată am o scădere de 20-30% în acțiunea respectivă și implicit, bineînțeles, chestia asta afectează toate celelalte firme. La final, ați amintit de fonduri de pensii care investesc banii colectați de-a lungul anilor de la oameni, investesc în aceste burse. Se poate întâmpla să rămână oamenii fără pensie? Normal, mă gândesc că ascultătorii se întreabă dacă rămân fără pensie, ascultătorii care au pensie sau ceilalți, cum să-mi protejez banii? Să cumpăr aur, să cumpăr diamante? Da, ce să fac? Corect. Aici trebuie să facem diferența. Dacă avem o pensie privată, care este într-un fond de investiții, așa cum l-am descris eu, sau dacă este o pensie publică, în alte cuvinte, statul este cel care garantează pensia respectivă. Dacă este o pensie publică, atunci mai mult ca sigur statul, având puterea să taxeze, să impoziteze, poate să și garanteze pensia respectivă și să spună, da, este garantat. Dacă este o pensie privată, există, bineînțeles, un risc de pierdere. Dacă ne uităm la date istorice și în special când vorbim despre piețele de capital mature europene, vest-europene și americane, pe termen lung, investițiile respective, chiar dacă se pierd, întotdeauna se recuperează. Și pe termen lung, de-a lungul ultimei sute de ani, piețele de capital au tot crescut și au tot crescut și au tot crescut. Deci, din punctul meu de vedere, o pensie privată este o chestie foarte sigură. Acum aici, mai ales în contextul nostru românesc, trebuie discutat despre pensie sau asigurare de viață, pentru că de obicei cele două se vând la pachet, sunt cuplate una cu cealaltă. Dar nu m-aș îngrijora foarte mult de chestia asta. Ce spun oamenilor care îmi dau argumentul acesta, măi, nu mai investesc la bursă, ci cumpăr aur, le spun bine, dar știi că și prețul aurului este legat de ce se întâmplă pe bursă. În alte cuvinte, s-ar putea tu să ai nu știu câte lingouri de aur, dar prețul lor s-ar putea să scadă în pas cu ce se întâmplă în toată bursa. Deci, sigur nu suntem nicăieri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne strângem comori în cer, nu aici pe pământ. Corect. Trebuie să fim responsabili vis-a-vis de ce se întâmplă aici pe pământ, trebuie să economisim pentru că este o poruncă din partea lui Dumnezeu, dar în egală măsură cetățenia noastră este în ceruri. Deci noi trăim aici pe pământ cu instrumentele care ni le dă Dumnezeu ca să ne adunăm comori în ceruri. Asta este perspectiva creștină, perspectiva pocăită. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Mă gândeam la final, când vorbeați noastră despre pensii, mă gândeam la tatăl meu care a ieșit în 1987, a ieșit la pensie și anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă îngăduie Domnul, face 93 de ani, deja de peste 31 de ani mănâncă pensie, ceea ce este un lucru fericit. Da, absolut. Da, bun. Deci, la final, motive de îngrijorare în viitorul apropiat, din punct de vedere financiar, nu vedeți în legătură cu bursa. Mare. Deci, cred că va fi o ajustare, nu cred că o să fie o criză ca și în anul 2008-2010. Cred că va fi o ușoară ajustare. Mai devreme să mai trebuie să ne va afecta și aici, în România, și leu va fi afectat și celelalte lucruri, dar nu va fi nimic drastic, cel puțin așa cred eu. Mulțumim frumos!
Mulțumesc și eu, domnul cu dumneavoastră. La fel, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre prăbușirea burselor de săptămâna trecută, de fapt de vinerea cealaltă a început. Au fost două prăbușiri puternice, două fluctuații foarte mari la bursă. Așa cum vă spuneam, au fost oameni care au pierdut 5 miliarde de dolari într-o zi, sau 3 miliarde, sau 2 miliarde, dar probabil că au pierdut doar niște cifre pe hârtie, așa. Nu știm exact dacă au dormit la fel de bine pe o parte sau pe cealaltă noaptea respectivă. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Am încercat să vorbim despre burse și despre prăbușirea burselor. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!